și în ultimii 3 ani, în ediția 2014-2015 a Ligii a 4-a Carol Severin, avem sprijinul primăriei și a Consiliului Local, a primarului Eugen Cismăreanțu, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru faptul că ne întinde o mână pentru a ne desfășura activitatea. Totodată vreau să mulțumesc doamnei Mihaela Constantinescu, proprietarea bazei sportive, care, însă fiind din București, totuși de 10 ani de zile ne pune la dispoziție baza sportivă gratuit spre folosință, inclusiv curentul, apa, deci nu plătim nimica. Pentru campionatul care va începe pe data de 30 august, vorbim de echipa de seniori, ne bazăm pe un lot tânăr, chiar cel mai tânăr din ultimii 20 de ani. Am promovat câțiva jucători care au terminat junioratul anul trecut. Este vorba de Adamec, Burada, Stan, Drăgan, Zaharia, Nicola și Cojocar. Pe lângă aceștia, o să revină la echipă Tismănaru de la Chișoda, Ologu a fost împrumutat la Berzovia și Ploștinaru a fost chiar împrumutat la Surduc în Liga 5. La capitolul plecării și-a manifestat dorința jucătorii Arimia și Crețan în Liga 4 Timiș, la Progresul Gătaia se evolueze. Împrumut. Sunt împrumutat și ei. Și mai am o cerere de plecare, dar deocamdată nu s-a concretizat. Apostol la juniorii republicani, la AFC Mereștița. La capitolul antrenori, au intervenit ceva modificări și aici. Vali Ciucur, antrenorul de la echipa de seniori, a plecat în Germania la muncă. Și de echipa de seniori o să ocupe Mărgineanțu Gheorghe. Din campionatul care începe acum 2014-2015, la nivelul județului Carol Severin, nu mai există obligativitatea de a folosi jucători juniori A. Deci e la liberă alegere a echipelor. Junior A, Junior C, Junior D, Junior E, o singură echipă se poate. Noi am optat pentru a menține juniorii A. De acest junior se va ocupa profesorul de sport, Mustață George, fostul nostru jucător, care îi mulțumim pentru activitatea ce a depus-o ca jucător, a abandonat activitatea competițională și se dedică antrenoratul. Cei doi vor fi ajutați la antrenamente de Toto și Marius, care se va ocupa și de o grupă de copii și va încerca să descopere noi talente, dar nu vor fi scriși deocamdată în niciun campionat. Antrenamentele o să desfășurăm la baza noastră aici, la Bocșa, cel puțin în perioada asta, de până începerea campionatului, de 4-5 ori pe săptămână. Avem în vedere și niște jocuri amicale, dar primul rând să se adune băieții să facă câteva antrenamente și apoi o să vedem de niște jocuri amicale. Și ca obiectiv, având în vedere lotul foarte tânăr care îl avem, zic așa, o clasare în primele 10 echipe. Da, am fost la Reșița, deci am depus cererea de înscriere cu echipa de seniori și junioria pentru campionatul viitor. Se preconizează, din cunoștințele mele, că ar fi la Liga 4 undeva la 16-17 echipe în campionatul viitor. Deci e un pas înainte față de 12 echipe cât am fost în campionatul trecut. În afară de primărie și Consiliul Local, singurul ajutor a venit din partea domnului director Manea Doru, care este un om de sport, fost arbitru internațional de handbal
și care are firma de paze la, aici, la uzină. El e singurul care de vreo 3 ani ne mai ajută cu ce poate. Și mulțumesc pe această cale. Dar în perspectivă, am discutat și cu domnul primar, sperăm să anul viitor să facem un club sportiv al orașului, care să fie al Consiliului Local. Deci noi actualmente avem un contract de asociere între ASE Metal Boxa și Primăria Boxa. Un contract pe baza căruia suntem finanțați. Și în discuțiile cu domnul primar vrem să facem un club sportiv al orașului Boxa, care să cuprindă mai multe secții. Și fiind club sportiv, deja suntem personalitate juridică, să pot atrage și anumiți sponsori. Să înțeleg că pentru sezonul viitor probleme financiare nu există, sunteți în regulă, puteți să terminați sezonul. Deci, pentru turul campionatului se va face rectificare bugetară la sfârșitul lunii august. Am discutat cu domnul primar Eugen Cispăneanțu. Deci va fi asigurate cheltuielile pentru ambele echipe de juniori și seniori până la sfârșitul turului. Cheltuieli de deplasări, de baremuri, deci atâta poate să ofere Consiliul Local. Nu este nici bază legală actualmente pentru a da o primă sau plăti jucătorii. Tocmai de aceea insistăm pentru formarea clubului sportiv, ca atunci să pot face și alte cheltuieli decât cele actuale. Totul se face de plăcere. Tocmai de-aia v-am spus că insistăm pe crearea clubului sportiv al orașului Boxa, unde se mai pot atrage și sponsori și sunt alte pârghii de cheltuieli. Principiul ultimilor ani e creșterea de copii și formarea unei echipe tinere. Că deocamdată astea sunt posibilitățile, cum am discutat și cu domnul primar de atâtea ori, deci Boxa și economic stă foarte prost. Deci bugetul primăriei nu permite locarea unor sume mai mari și atunci nici ca idee de a face o echipă competitivă, să promovăm în divizia aceea sau să luăm locul întâi, e foarte greu. Aia implică deja cheltuieli mult mai mari. Deci, ideea noastră e de a face sport pentru copiii din box, la momentul actual. La un moment dat, au fost chiar lume multă față de perioada când eram în divizia B, C, dar n-am putut să ne trenăm cu echipele celelalte care erau mai... Dar a fost un moment frumos, chiar am avut niște etape, am stat pe primul loc și... Țin minte că erau 5-600 de spectatori la meciuri. Ce să știi, să spun, îi așteptăm, sperăm să nu-i dezamăgim, jucăm doar cu copiii noștri, deci n-aducem din afară, n-aducem din altă parte, toți copiii sunt din Boxa, deci crescuți de noi. Intrare liberă, sigur, nu se percepe nimic de pe vremea când eram în divizia B, nu s-a mai pus problema de bilete de intrare, nu. Și sperăm că copiii, dacă nu se pierd 2-3 ani, se poate face o echipă competitivă. Dacă nu, s-au mai pierdut dintre ei, au mai plecat la școală, la Timișoara, la facultate. Noi tot timpul am avut juniori buni, deci, apropo de juniori, în ultimii 5 ani, de 4 ori, am luat locul întâi pe județ, la nivelul juniorilor A. Deci, e ceva, spune ceva, în ultimii 5 ani, chiar... Și pentru acest an, pentru juniori, ce obiectiv aveți? E echipa în reconstrucție. Deci, având în vedere că din sezonul trecut 9 jucători au reușit, o terminat junioratul, e mult. E mult. Deci, cu care mai jucase senior și cu juniorii, deci per total 9 jucători chiar junioratul, e mult. E mult. E aproape echipă.
Și acum suntem în reconstrucție. Sperăm să mai achiziționăm de la echipa de pitici al Totoșii 4-5 și cu ce au rămas îl punem la treabă pe Mustaț acum că e începător în alea antrenoratului. Dar nu știm nici sistemul de desfășurare. Vă spun sincer că chiar am fost la AJF ieri. Vedem ce va fi. Câte echipe se înscriu cu junior A, câte cu junior C, câte... Nu se știe nimic. E, va fi o problemă. Dacă se vor înscrie numai 6 echipe cu junior A, o să jucăm noi 6, noi de noi. Aia la alți care sunt cu junior C, iar o să joace. Vedem, în 14 suntem la o ședință de tragere la sorți pentru campionatul viitor și atunci se va stabili. Dar în principal avem ca obiectiv, deci cu juniorii, reconstrucția echipei, că am spus, 9 jucători, o părăsire junioratul e mult. Și pentru anul viitor atunci probabil chiar avem loc întâi. Pentru seniori, o medie de vârstă ați făcut? N-am făcut o medie de vârstă, dar oricum pot să spun așa aproximativ undeva în jur de 23 de ani. Că practic infuzie mare de copii, de tineret. Și cum îi simțiți pe acești tineri jucători implicați? Îi așteptăm că acum chiar am început antrenamentele, dar nu se prea încumetă încă. Încă nu se prea încumetă și mai este 3 săptămâni până începe campionatul. În general, ei sunt dornici de... Le place fotbalul, că de-aia bine v-am spus, nu sunt retribuiți, nu sunt... Deci vin de plăcere, deci nu... Aici toată lumea face activitate pe nevolă la... Asta e deocamdată. Dacă tot avem disponibilitatea domnului primar pentru acești bani care ne-a loc, e păcat să nu continuăm, că avem în spate o tradiție de, uitați-vă, 86 de ani, din 1928, deci mergem mai departe.